Sfântul Ierarh Dionisie, episcopul cetății Albe Ismail, este și ocrotitorul schitului din localitatea constanțeană Mircea Vodă Gară. Obștea așezământului monahal a primit cu prilejul hramului binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Schitul din localitatea constanțeană Mircea Vodă Gară a fost înființat în anul 2019 și tot atunci a fost sfințită și piatra de temelie pentru viitoarea biserică. În prezent, slujbele sunt oficiate în paraclisul închinat Sfântului Ierarh Dionisie, episcopul cetății Albe Ismail. Astăzi, în ziua hramului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. În cuvântul său, ierarhul a evocat viața și personalitatea Sfântului Dionisie. Viața lui a fost de studiu, de rugăciune, de dragoste și jertfă. Cu adevărat, un om al dragostei a fost, cum a moștenit de la părinții săi. Și viața lui atât de frumoasă a avut parte să fie sigur, a trecut prin treptele harice de diacon, de preot românac și a ajuns și episcop. Și iată, pentru că au venit vremuri grele, a ajuns și la mănăstirea Curtea de Argeș, unde a stat între 1940-1941, s-a întors la locul său de naștere și iată, îmbolnăvindu-se, a stat în spitalul din Chișinău și s-a sfârșit. Și viața lui a fost cu adevărat o jertfă frumoasă. La finalul Sfintei Liturghii, înalt preasfințitul părinte Teodosie a sfințit o troiță. Viitoarea biserică a așezământului monahal îl va avea ocrotitor pe Sfântul Apostol și Evanghelist Matei.